Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru ziua de luni, să vedem cum va fi pentru fiecare plan al vieții de zi cu zi ziua de luni și ca să fie puțin mai personalizată această etalare, o voi face pe variante de zodii. Să vedem așadar cum va fi fiecare zi, fiecare zodie pentru ziua de luni, care sunt noutățile. Cum începe săptămâna. Vedem ce dezvăluie ziua de luni, 27 iunie, așadar. Wow! O săptămână în care sunt discuții legate de bani, întâlniri pentru a rezolva niște chestiuni financiare sau pentru a obține niște bani. Exact. E o zi în care veți discuta pentru echilibrarea unor chestiuni financiare, fie ca să vă aprovizionați, fie ca să obțineți niște bani suplimentari sau creșteri salariale sau alte venituri, sau veți găsi niște colaborări prin care să vă creșteți veniturile, spre exemplu, sau sprijin ajutor ca să rezolvați chestiunile de muncă, de cheltuieli, de câștiguri. Haideți să vedem în funcție de zodie, așadar cum va fi ziua de luni, în planurile importante. Ce pot dezvălui cărțile de tarot? Voi folosi așadar acest pachet de tarot care poate dezvălui noutățile zilei în planurile importante. Vedem care sunt cum va decurge ziua de luni, în funcție și de zodie. Ziua de luni. Să vedem pentru zodia Berbec, ascendent Berbec. Wow! O zi în care aveți întâlniri importante. Întâlniri importante care vă pot aduce niște clarificări. Clarificări, noutăți, prietenie. Văd că aveți aici persoane mai tinere, mai puțin tinere, întâlniri neprevăzute. Găsiți forța, puterea în voi să vă refaceți forțele, să începeți cu forțe proaspete, să spunem așa, săptămâna, să vă vindecați, să iertați, să primiți iertare, să obțineți niște beneficii prin niște prietenii, prin niște talente. Sunteți foarte creativi. Ziua de luni va duce așadar o noutate, poate legată și de artă, de studii, de drumuri, de niște prietenii. Iar pentru unii dintre voi poate fi și o dragoste neașteptată. Pentru zodia Taur, ascendent Taur. O zi foarte importantă și la voi. O zi cu întâlniri importante. Poate chiar aveți ceva de sărbătorit. Poate chiar apare o cunoștință nouă și voi aveți o zi stresantă, dar pe care o veți depăși cu bine, poate și cu ajutorul cuiva, al familiei, al unor prieteni, sau prin a vă ocupa mai mult de voi, de aspectul vostru, de dorințele voastre, să spunem așa. Văd aici că totuși veți sărbători ceva, un eveniment, o reușită. Haideți să vedem și la zodia Gemeni, ascendent Gemeni. Wow! O zi în care aveți și voi aveți poate un stres, niște dubii. Pot fi aici și niște noutăți, să spunem așa, prin care voi încerca să vă descurcați în niște rivalități. Aveți niște rivalități aici care pot veni și din partea unor persoane mai, să spunem așa, puțin mai dornice să ajungă repede să obțină ceva, poate și fără să clarifice, dacă, fără să știe dacă pot sau nu. E o rivalitate aici.
Deci aș putea să spun că pentru gemeni, zodia gemeni, ziua de lună aduce totuși niște dificultăți, poate legate și de examene, pentru că sunt niște rivalități, poate legate și de niște întâlniri, poate că niște dubii într-o relație sau pe sănătate, ceva neprevăzut poate apărea aici, în care vă văd că voi meditați, reflectați, analizați, pentru că s-ar putea să aveți de-a face și cu niște persoane care vă contestă ceva, poate, vă sunt rivale. Să zicem așa, apar de unde, unde, de unde, apar niște discuții, un stres. Pentru zodia rac. Raci au o zi bună, cu vești, vești bune, întâlniri. Chiar aveți influența zodiei rac aici, puteți avea niște câștiguri, niște vă simțiți în siguranță, poate chiar apare un miracol pentru voi, o noutate, o veste, care poate veni și legată de sănătate, poate veni și legată de cineva cu haine de stat, poate veni și legată de sănătatea voastră sau de o întâlnire importantă pentru voi cu cineva din zodia, într-o zodie de aer, văd aici, că vă vin niște vești bune, niște daruri, niște câștiguri, mai aflați niște secrete, aveți poate chiar o întâlnire cu cineva legată și de un randevu, să zicem așa, în care voi vă simțiți cumva în centru atenției. Pentru zodia Leu, ascendent Leu. Voi aveți o dezamăgire aici. Văd că aveți o rivalitate, aveți o singurătate, o dezamăgire, posibil legată și de cineva din trecut. Foarte posibil să vă caute cineva din trecut care își dorește cu voi o clarificare, dar vă va dezamăgi, poate. Sau veți lua voi distanță să analizați propunerea, să spunem așa, totuși vă simțiți într-un pericol aici, ori aflați de cineva că e într-un pericol, are o problemă și voi încercați să o ajutați această persoană. E o chestiune aici, o chestiune karmică, să spunem așa, poate legat și de niște datorii, fie că e vorba de datorii materiale, fie că e vorba de datorii dintr-o altă viață sau, mă rog, dintr-o altă relație, ceva neterminat într-o relație. Văd aici totuși că e o dezamăgire, o teamă, o frică care ține poate și de anturajul cuiva sau de anturajul de anturajul vostru și puteți intra într-o discuție, într-o neplăcere cu o altă persoană care poate fi din zodie de foc. Pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn. Wow, aveți o zi extraordinar de frumoasă, dar poate veni și cu ceva neprevăzut. Acum, în funcție poate și de karma voastră, că se pare că ziua de luni poate fi și o zi karmică, vă văd aici că puteți avea o mare reușită, un mare succes, un eveniment, o iubire, un vis care se împlinește, apare chiar un miracol, dar poate veni și un brusc să se schimbe ceva, vremea, spre exemplu. Sau e vorba de un miracol care poate fi miracolul iubirii. Aici vine ceva neprevăzut, deci este o zi karmică. Fie vine ceva foarte bun, fie din tot ce aveți voi bun, că puteți avea foarte bine pe toate planurile și brusc vine ceva neprevăzut care strică totul, să spunem așa. Aici este o zi așa, în care apare neprevăzutul. Pentru ziua de luni, pentru zodia Balanță, ascendent Balanță. Ascendent Balanță, zodie Balanță, vă văd aici că aveți o zi în care vă căutați calmul, căutați să obțineți o împăcare cu cineva, faceți un drum, vă vin vești de la drum, apare poate o împăcare, un contract, poate apare chiar o dragoste, o clarificare într-o dragoste. Voi așteptați niște vești, niște noutăți, așteptați un succes și aveți o mică frustrare, dar văd că până la urmă, dacă vă mențineți într-o stare de echilibru, de calm, de clarificați ceva, vă văd aici că puteți avea o zi foarte reușită, o zi în care vă vin vești din străinătate, bani din străinătate, faceți niște drumuri undeva la drum lung, plecați undeva la drum lung sau vin veștile, conduceți, aveți o inițiativă, pe surpriză poate că vă îmbunătățiți ceva legat de mijloace de transport, apare o noutate, apare o relaxare, poate că vă luați o vacanță. Vă gândiți voi să vă mai odihniți. Pentru zodia Scorpion, ascendent Scorpion. Aveți o zi în care joacă un rol important credința, seriozitatea, un tânăr, văd că veți jongla cu niște situații, apare o iubire,
poate să mi se facă dreptate, poate apărea un miracol de împăcare sau apare oficializarea unei relații, a unui contract la voi aici, intervenția unei persoane cu autoritate care vă poate ajuta într-o situație care poate a fost cu neplăcere până la un anumit, la un anumit punct. Văd că aveți aici o persoană cu care voi poate comunicați foarte bine din punct de vedere spiritual. Ori veți cunoaște pe cineva, ori intervenția cuiva vă ajută pe voi să vă rezolvați niște probleme, care pot fi chiar de acte juridice. Pentru zodia săgetător, o zi foarte interesantă și la voi, o zi în care aveți niște câștiguri, dar și niște rivalități aici, niște drumuri, sau vă simțiți voi într-un stres, într-o singurătate aici. Aveți nevoie de un erou, aveți nevoie de cineva care să vă ajute, s-ar putea să aveți de-a face cu două persoane, doi tineri aici care vor să vă ajute, să vă salveze, să vă ofere un sprijin. Văd că vine aici o popularitate, un succes, o petrecere. Deci pentru zodia săgetător pot veni vești bune, noutăți, chiar de la drum lung sau veți pleca voi la un drum lung, apar niște noutăți foarte fericite, aș putea să spun, sunteți într-o perioadă de creștere spirituală și care puteți fi pe cont propriu avea un câștig, un succes, fie prin ajutorul unor persoane care sunt ca niște eroi în viața voastră, ca niște îngeri, pot fi și persoane cu haine de stat, sau pot fi niște copii tineri, spre exemplu, sunteți foarte creativi, poate chiar aveți multă popularitate în rândul tinerilor. Pentru zodia Capricorn. Capricornii au o problemă de sănătate. Au o trec aici prin furcile caudine, să zic așa, treceți de la agonie la extaz. Deci aici vă văd zodia Capricorn, așezând Capricorn, Capricorn vă văd cu niște vești, cu niște noutăți, cu niște clarificări, cu niște soluții care pot fi legate și legate de sănătate. Aveți un stres, aveți nevoie să vă... Voi aveți nevoie poate de încurajare, de consolare, de o clarificare. Văd aici că aveți o schimbare care se poate produce în ziua de luni, vă poate aduce o schimbare. Pentru unii poate fi pozitivă, pentru alții poate fi mai puțin pozitivă, poate în funcție și de karma sau de clarificarea care o faceți, de cât de iubiți sunteți. Pentru că văd aici la unii dintre voi că vine o clarificare care are legătură chiar pe dragoste, la alții poate fi legată și de bani, de câștiguri. Acum în funcție și de fiecare sau și una și alta, cumva clarificarea va fi. Forța, puterea stă și în voi. Aici văd că vă veți îngriji poate și de sănătate, posibil să aflați de cineva care trece printr-o singurătate sau poate chiar voi veți decide să vă rupeți de ceva care nu mai funcționează. Pentru zodia vărsător, ascendent vărsător, wow, voi aveți o zi interesantă, o zi în care vi se pune la încercare răbdarea, o zi în care vă puteți învinge niște frici, niște temeri. Stelele aici cumva sunt aliniate să clarificați ceva, să vă trebuie și mai multă înțelepciune, răbdare aici, și o dorință de sacrificiu, o dorință de a vă vindeca, de a depăși niște, de a face dreptate. Deci pentru zodia fărăsător chiar voi ați ieșit aici, cumva vi se pune la încercare răbdarea. Sunteți ispitiți, ispitită, e ca și cum vă zgândără cineva, vă zgândără naiba, vă pune naiba să faceți un anumit lucru. Și acel lucru vă poate aduce într-un blocaj sau într-o singurătate, într-o, să zicem, într-o neînțelegere cu cineva. Nu vi se împărtășesc sentimentele. Nu e de acord cineva cu voi. Sau este o zi în care voi veți decide să vă rupeți de ceva care nu mai merge, cu care nu mai sunteți de acord și să vă urmați destinul vostru, să vă faceți singure cum ar veni destinul. Să vă învingeți niște frici, niște temeri, să vă eliberați de o influență negativă, de un viciu, de o persoană, de ceva. Aici poate fi vorba și de o gelozie foarte puternică, pentru ziua de luni, pentru zodia vărsător, poate aduce cumva și o rivalitate, o gelozie, o intrigă, care va fi descoperită și vă poate aduce totuși o suferință pe care o veți putea depăși, poate păstrându-vă calmul, răbdarea, pentru că văd că stelele vă sunt favorabile totuși să vă împliniți niște dorințe. Pentru zodia pești, ascendent pești, puteți să vă așteptați la vești, la noutăți, la niște întâlniri, dar și dezamăgiri. O zi așa cu suișul și coborâșul, joacă un rol important comunicarea, joacă un rol important o anumită persoană, poate din zodia de pământ,
Poate juca un rol important aici un bărbat mai blonduț, poate fi cu niște vești, cu niște întâlniri, discuții, aveți de luat o decizie, fie pe sănătate, fie legată de ceva care e în contradictoriu aici, că văd că vă dezamăgește, poate, să zic așa, strategia cuiva. Aveți de-a face aici cu strategia cuiva. Sau voi puteți depăși o stare de dezamăgire cu o strategie. Vă văd aici că aveți nevoie de ambiție, de voință, de comunicare, de prietenie. Puteți primi vești din străinătate, pleca în străinătate. Sau poate că e vorba de o aglomerație. Sunteți undeva într-o zonă aglomerată unde e multă mișcare, comunicare și poate apărea și un stres, ceva care să vă dezamăgească. Dar depinde și de voi cum veți comunica, pentru că văd aici că puteți avea prieteni, face chiar noi cunoștințe, avea chiar un succes. Poate fi o zi în care poate fi așa cu sușul și coborâșul. Ține în funcție și de să spunem, karma personală. Cam asta e ce văd și la această zodie, deci pentru ziua de luni pare o zi foarte frumoasă, interesantă, cu suișuri și cu coborâșuri, dar și cu succes pe multe planuri. Acestea fiind spus, eu vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!